Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Libertatea TV. Astăzi, alături de mine, am doi invitații de excepție, pe cunoscuta prezentatoare de știri de la Prima TV, Anca Serea. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase! Și pe Denis Radu, PR independent? Freelancer și asociat cu Monica Munteanu pe evenimente. Iar acum sau de și ceva bună ziua. Și bună ziua și de ceva timp ești și PR-ul Anca. Împreună cu Monica Munteanu ne ocupăm și de Anca, cam cât 4 luni, nu? Da. Cum e să fii, știu, PR independent? Eu așa, bine, nu am început așa, am început să lucrez pentru niște saloane de frumusețare din București și după un an de zile mi-am dat seama că mai bine m-aș descurca singur. Mai bine m-aș descurca singur în sensul că mi-ar plăcea să fac programul cum vreau eu, să lucrez cu cine vreau eu și până la urmă să fac alegerile necesare care să-mi coordoneze drumul mai departe. Dar în România a prins conceptul, ideea de PR, adică au înțeles vedetele, persoanele publice, instituțiile, știu eu... Mi-a luat undeva la 2 ani ca să demonstrez ce pot să fac. Nu mi-a fost ușor, deoarece marile agenții au un know-how în spate și totuși au o bază de date de relațiile cu vedeta, cu presa, cu grafician angajat, fotograf, birouri, tot. Adică și credibilitate. Trebuie să oferi. Da, nu a fost ușor, dar eu zic că în timp am demonstrat. Odată ce am fost ales, chiar anul acesta, în primăvară, am organizat și PR-izat balul Rotary, unirea tuturor districtelor în București. Am ajutat la PR-izarea balului vienez, organizat de cei de la Marriott. Și tot felul de branduri internaționale. Deci, și întâlnirea cu Anca? Cum? Întâlnirea cu Anca a avut loc prin Monica Munteanu. Eu știam pe Anca de la o altă colaboratoare de-a mea, Andreea Mărcuță, cu care organizam niște târguri la un moment dat. Și atunci am cunoscut-o pe Anca și după aceea Monica a venit cu ideea să ne ocupăm de Anca. Spune-mi, de ce ai apelat la un PR? Crezi că e necesar sau... Înainte de toate aș vrea să spun că Denis și Monica și alături de PR-ul de la Prima TV, Adelina, sunt prieteni și nu... Nu e o relație. Dar nu e o relație strictă profesională, eu așa consider și cred că asta e foarte important în general în acest domeniu. Dar nu așa ar trebui să fie? Adică, știu, clientul să fie prieten nu, cu... Da, nu mă consider și nici cred că nici ei nu mă privesc ca pe un client sau ca pe un potențial, nu știu, o sursă de... Habar n-am, de orice altceva decât e prietenie între noi și de aceea am total încredere. Sunt niște persoane extrem de muncitoare care au, alături de ei și ei au evoluat foarte mult în acest domeniu și... Sper, Doamnește, să meargă la fel de bine, să ne meargă la fel de bine cum am mers până acum. Da, auzi, e simplu să lucrezi cu o femeie frumoasă? E... Pentru mine, da. Dar nu mai femei frumoase în jurul meu, nu știu, sunt... E norocos. Chiar primesc tot felul de comentarii pe Facebook sau mesaje în privat că sunt un norocos. Sunt alături de numai de femei frumoase. Deci pentru mine a devenit o normalitate. Spune-mi, cum este viața de mamă a 3 copii și iată că te pregătești pentru al 4-lea? O viață normală, e o întrebare pe care o destul de frecvent. Nu e greu? Nu e greu, depinde ce înseamnă greu pentru fiecare. Eu am fac o glumiță așa de fiecare dată că sunt antrenată, mă antrenez de alături de ei în fiecare zi. Copiii sunt surse de inspirație și de energie inepuizabilă. Cei care au mai mulți de 2 știu ce sursă spun. Sursă și consum? Da, nu musai. Eu spun că atunci când îi faci cu dragoste și ești norocos și ai alături de tine, în cele mai fericite cazuri, o persoană care te susține și te ajută și te iubește necondiționat, lucrurile astea vin în mod natural și firesc și bineînțeles că mai avem și zile în care ne simțim mai obosiți sau nu avem atâta energie, dar cum am spus, copiii sunt cei care îți dau putere de a face lucruri bune și frumoase, eu învăț de la ei, învață de la noi. Chiar acum, în timp ce vorbeam, am primit poze de la David cu testul de la
inițial de la matematică, că, mă rog, a obținut nota 9.50. Sunt foarte mândră de el. Ți-aduc și multe satisfacții. Multă bucurie, da, sunt copii cu bune și cu rele, cum suntem și noi oamenii, mai fac și boacăne, mai, dar noi râdem alături de ei, nu ne... Adică cât se implică? Cât te ajută? Foarte, nesperat de bine, pentru că e greu, de ce să nu spun, să fii un om care, mă rog, ai o viață liberă și să-ți faci programul, poți să-ți faci programul strict de cum vrei tu și nu alături de ceilalți. Și dintr-o dată să te da, trezești el e în primul cu... rând prietenul lor și apoi tăticul lor, pentru că trebuie să dau din casă că îi răsfață mai mult decât o fac eu tot timpul când placă, îl aduce foarte multe dulciuri, lui David ia diferite gadgeturi care eu nu sunt neapărat de acord, dar mă rog, fiind ca băieții, da. Iubește foarte mult și sprijină și asta, dacă i-ați vedea pe toți împreună, îți dai seama de relația lor, că sunt foarte apropiați și, cum am spus, în primul rând e prietenul lor și apoi tatăl lor. Cum te-ai întâlnit cu Adi? Cum a fost prima întâlnire? Prima întâlnire a fost acum foarte mulți ani, nici nu mi-aduc aminte, pe vremea când eu eram reporter, prezentator la o emisiune muzicală, la o televiziune muzicală, pardon, și a trebuit să mă duc să iau filmat un videoclip, nici nu mai țin minte exact. Spre rușinea mea, nu știam cine este Tupac, cel, pentru că nu mă... adică știam, dar nu știam exact componența și... adică n-a fost... n-am rămas cu nicio impresie, el știe, după acest interviu și ne-am revăzut acum aproape 3 ani. Da... foarte mulți ani, ne-am revăzut acum 3 ani când am și rămas împreună. A fost așa, nu știu dacă neapărat chimie între noi, dar... Nu te-ai fi gândit nu. Că v-ați fi nu, pentru că nu, eram într-o altă perioadă din viața mea și nu, clar nu m-aș fi gândit. Dar pe când nunta? Nunta, nu știm, nu ne-am hotărât deocamdată. Am avut tot felul de, și de propuneri și de încercări, să zic, mici încercări așa de a ne organiza, dar nu am, până acum nu s-a întâmplat. Aștepți al 4-lea copil? Da. Ce o să fie, fetiță sau... O să fie fetiță, e fetiță. Și Adi și-a dorit? Da, lui iau și cărțile întotdeauna, e norocos. Prima dată a vrut să fie băiat și acum a vrut să fie fetiță. Mie mi-era... L-ați gândit la nume? Da, ne-am gândit la nume, fiecare cu varianta lui. Adi vrea Stefanie Victoria, cea mică, fetița cea mică vrea Izabela. Sunt multe prenume, toate diferite, cum da, o să faci? Tragi la sorți? Nu, o să vedem. Nu ne-am gândit. O să naști normal? Da, o să naști normal. Asta înseamnă că îți mai dorești copii? Eu niciodată nu spun niciodată, am învățat din propria experiență. Și, cum ți-am spus, sunt un om extrem de norocos, mă simt o femeie iubită, copiii vin atunci când iubești pe cineva și eventual și el te iubește foarte mult, cel de lângă tine, partenerul tău, și nu, probabil că nu, că anii trec, copiii cresc, problemele cresc, dar nu știu deocamdată. Spune-mi, Denis, că vorbeam mai devreme de prietenii între PR și clienți, între PR și vedete. Sunt, știu eu, importante prietenile în această meserie? E imposibil să nu legi o prietenie, pentru că tu, în primul rând, trebuie să-l cunoști foarte bine pe cel pe care îl reprezinți. Și trebuie să știi și bunele și relele, pentru că în momentul în care cineva te întreabă, cum mă întreb tu în momentul de față, trebuie să știi ce să spui și trebuie să fii... Da, în care acordă credit total, adică vine și te întreabă, am un interviu, de exemplu, îți spune... Ce spun? Sau îi cenzurez cumva? Nu se întâmplă asta. Și de ce? Pentru că oricum, până să aibă un PR sau până să aibă o colaborare cu un PR, ei deja știu ce să facă. Adică marea majoritate nu au picat. Adică nu am luat, nu cresc nicio vedetă care să spunem că acum a dat startul sau acum a intrat în televiziune. Deja au un background destul de solid în spate, da, și știu să se coordoneze. O consiliez pe, știu, pe vestimentație sau ești ca și stilist? Nu, nici asta nu este domeniul meu. Ai un stilist? Deocamdată nu a fost cazul, dar dacă aș... Nu știu, eu consider că nimeni nu se naște învățat și nu e nicio rușine să ceri un sfat și Denis chiar e un bărbat care se îmbracă bine.
personal n-aș avea nicio problemă, adică nu mi-aș crea vreo frustrare dacă aș întreba pe cineva sau aș cere sfatul oricărui om din domeniu. De ce nu? Că toți trebuie să învățăm și să evoluăm. Nu am un stilist personal, colaborez foarte bine cu M. Marchis, cu Andreea, care este prietena noastră, dar și cu alți designeri. Suntem, apropo de întrebări, ce spuneai tu, dacă ne cerem... Eu prefer să nu știu întrebările niciodată dinainte, pentru că mi se pare mai, nu știu, natural și mai frumos să răspunzi atunci decât să-ți faci textul... De-ți faci temele de acasă, da, cumva. Da, cred că e mai bine. Spune-mi, Denis, ce evenimente ne pregătești în următoarea perioadă? În următoarea perioadă ai o listă? Am o listă și unde vă și invit, apropo. Bine, nu vă invit în clubul... cu voi două, mai ales pe Anca, că este însărcinată. Da. Am evenimente împreună cu Monica Munteanu în clubul din centrul istoric San Petersburg. După aceea o să avem eveniment cu cei de la Fraiville, din Mol Băneasa, pe data de 22. Pe 29 o să avem eveniment cu Gubanu. Cu celebrul brand Guban. Da, celebrul brand de pantofi de damă Guban. Bine, care pe vremuri era o emblemă. Da, era o emblemă și sper să redevină o emblemă cum a renăscut și Pegasul. Pentru că, până la urmă, e un brand românesc și trebuie să creștem și valorile noastre sau să le readucem la viață, din punctul meu de vedere. Adică avem și branduri internaționale o grămadă, dar e cât timpul să ne ocupăm și de ce avem noi în România. Spuneai de portofoliul tău că... A fost o listă foarte lungă pe care ai enumerat-o. A fost greu să ajungi la ei sau cum reușești să te impui în fața lor? Faza este... Sunt mulți PR totuși. Da, și ce e foarte frumos, ce mi se întâmplă mie, acum raportez la mine. Toți clienții pe care am sau colaboratorii, cum vrei să-i numești, au venit ei spre noi, spre mine sau spre Monica. Nu m-am dus niciodată la cineva să spun vreau să fiu PR-ul tău sau vreau să colaborăm. Nu s-a întâmplat asta, din fericire. Au văzut și ce se întâmplă, eu fac un PR totuși destul de atipic. Adică eu n-am făcut școală de PR, eu sunt manager în turism. Din punctul meu de vedere, și asta o spunea și cel care a inventat... Nu că n-am mers, dar noi nu avem turism în România, din păcate. Și odată ce marile lanțuri de hoteluri sau de restaurante sunt conduse de oameni care au lucrat în BTT-uri, acolo se întâmplă o poveste de asta, ca la loto. Și nu este câștigătoare deloc. Și m-am îndreptat spre domeniul acesta care m-a ales pe mine. Deci nu m-am dus eu să caut să devin PR, mă repet, n-am făcut niciun curs măcar. Din punctul meu de vedere și cum, de exemplu, și cel care a inventat PR-ul până la urmă și era la bază agronom, nu trebuie să faci un lucru pe care dacă l-ai născut în tine, exact același lucru se întâmplă și cu cântăreții. Ai voce, cânti. Asta se întâmplă și cu cei care au agenții. Ori faci agenție și ți-ai angajat niște oameni foarte buni și tu conduci agenția, ori te lansezi cum am lansat eu ca PR freelancer și construiesc pas cu pas. Pe asociata ta cum ai cunoscut-o? Pe Monica am cunoscut-o tot prin, cred că la un târg, ceva de genul. A văzut cam ce fac. Faza este că eu sunt specializat pe lansări de branduri. Uh-huh. Monica era specializată pe restaurante și cluburi și ne-am unit forțele. Și am devenit destul de imbatabil, pentru că în momentul de față avem un proiect de suflet, în momentul de față, Stejarii Country Club, în Băneasa Forest, ceea ce pentru mine, după 3 ani de zile, să lucrez pentru spune multe. Sau, de exemplu, de curând ne ocupăm și de restaurant. Iarăși este un nume important în domeniul afacerilor. Da, îmi spuneai că pregătești evenimentul acesta de la Stejari, nu? Da, evenimentul acesta de la Stejari este un proiect, este cel mai mare club până la urmă din România, se întinde pe o suprafață de 22.000 de metri pătrați. Asta și mi se pare interesant că v-a ales pe voi doi când sunt atâtea agenții de PR foarte mari și cunoscute. Da, nu știu ce să spun care au fost. Noi ne-am depus piciul la fel ca celelalte. Care au fost criteriile? Da, nu știu care au fost criteriile, știu doar că ne-am depus piciul. Noi am depus piciul la fel ca oricare altă agenție. În acest mod, de exemplu, cei de la Stejari au externalizat evenimentele, deci acolo ne-am depus piciul. Pe lângă faptul că noi suntem PR-ii interni, au ales evenimentele să le externalizeze și în acest fel au depus și alte agenții pe lângă noi piciul și la rândul nostru noi am câștigat din nou piciurile. Presupun că diferența este că marile agenții în momentul de față sau la un moment dat au scăpat și au pierdut un pic teren pentru că și-au angajat o felul de junior PR. Adică au lăsat pe mâna lor cuiva să ocupe de business-ul lor. Și dacă nu ești acolo îndeaproape cu clientul, sau nu ești ancorat în realitate, sau nu ai cunoștințele, în momentul de față știm prea bine, pentru că până în timpul crizei,
dacă, de exemplu, eu spuneam că am casera și a cumpărat un sutien de la nu știu ce brand, a doua zi era rupere, adică magazinul vindea toate sutienele. Acum nu mai e așa. Așa, acum nu mai este așa. Și oamenii cu bani dau banii destul de greu. Adică trebuie să creadă în produsul respectiv, să aibă încredere în tine ce le vinzi. Și trebuie să le și oferi soluții destul de rapide. Nu mai stai că dai un comunicat, ești om de presă și știi prea bine că și în trecut la fel, oamenii din PR sunt majoritatea din TV sau din presa scrisă. Dădeai un comunicat. Eu nu sunt bun la comunicate. Nici nu mi-asum creditul ăsta. De exemplu, mie îmi scrie comunicatele Diana Șerpoianu, fost editor șef de la Luxury. Eu, în schimb, sunt foarte bun pe relaționare și organizare. Dar mi-am angajat un om pentru comunicate, mi-am angajat un director de vânzări, adică unde nu am eșelat, am fost exact cum spunea Șanca. Ce spunea Șanca mai devreme. De același lucru, adică cum ei nu este teamă să apeleze la un stil, nu ne-am născut învățați. Iar eu nu mi-asum credibilitate, nu mi-asum credite pe ceea ce nu pot să fac. Asta am și recunoscut. Și tocmai prin prisma faptului că asta am și recunoscut, am primit și unele șuturi în fund de la colegii mei de breazlă, ca să zic așa. Ai avut, evenimente mai puțin reușite? Da, pentru că ce se întâmplă, eu mă pun și pe la celorlalți, adică sunt unii care lucrează de 12 ani în acest domeniu, cu dita mai agenția în spate, cu chirii destul de mari, cu leasing-uri, cu grafician angajat, cu ce vorbeam noi la început, cu toată armata din spate. Și eu de 3 ani de zile am început să câștig niște conturi destul de importante. Dar mă repet, aici ține foarte mult de modul în care știi să te vin și modul în care lucrezi până la urmă. Spune-mi, în ce domeniu ai vrea, adică ce domeniu n-ai acoperit? Nu știu, uite, de exemplu, spuneam la un moment dat că nu o să mă ocup niciodată de cluburi. Uite că am ajuns să fac și asta. Toată vara am avut evenimente la Scorin, în centru, în Herăstrău, în Nordului. Și am avut în jur de 36 de evenimente. A fost un loc care a prins foarte bine. Chiar acum ne scriu oamenii că ce ne facem miercurea, unde ieșim. Acum am ajuns să lucrez pentru San Petersburg, să organizez evenimente acolo și împreună cu Monica deschidem Clubul One, sâmbătă, pe 5 octombrie, unde te-am invitat înainte. Care am înțeles că o să fie cel mai mare club? Nu știu dacă este cel mai mare, pentru că avem și alte cluburi cu capacitate mult mai mare. În schimb, la bază are o investiție de 7 milioane de euro, care în momentul de față cred că spune multe când auzi o sumă de genul acesta. Am fost un pic pe acolo, am văzut ce se întâmplă, este fascinant. Adică da. Au dat atenție la toate aspectele, plus invitațiile arată într-un fel pentru zona de VIP, cântăreții pe care... Am văzut că sunt două zone diferite, o zonă, o intrare a vedetelor, o intrare a clienților obișnuiți. Deci, de ce crezi că s-a făcut această diferențiere? Se simțea nevoia? Se simțea nevoia și de ce? Pentru că acest trend este afară și de foarte mult timp. Pentru că oamenii vor să se simtă nu neapărat. Ai văzut că marea majoritate a cluburilor, dacă ai o zonă de VIP, o numesc zona aceea cu canapele. Care dacă tu te duci și dai mai mulți bani, adică consumul mai mult decât ceilalți din club, vrei să ai și oarecare intimitate. Adică nu vrei să celălalt care se duce la toaletă te calcă pe picioare sau să urcă în zona ta de confort sau să stă în fața canapelei. Interesant, s-a părut că sunt zone de vestiar, toalete pentru zona VIP și pentru ceilalți clienți. Tocmai din acest considerent. Unde se intră cu cardul, adică eu n-am mai văzut în România să intri într-o zonă cu... Da, în zona VIP se intră numai cu cardul, altfel nu ai acces. Dar mă repet, tocmai din acest motiv. Am înțeles. Anca, revenind la tine, ești în televiziune și ai fost și model și ai revenit. De ce? Am revenit la ce? La modeling? Da. Nu pot să spun că sunt model. În primul rând am o vârstă pe care eu nu mai consider potrivită. E strict părerea mea. Că ești foarte tânără. Da, acum modelele și top modelele adevărate și cele internaționale încep activitatea de la 14, chiar 13, 14, 15 ani. Da, dar se și mențin pe podium până la 40 și spre încolo. Sunt și excepții, bineînțeles. Nu, eu nu aș vrea să mă consider... Cred că, în primul rând, sunt om de televiziune și, bineînțeles, că am foarte multe lucruri de învățat de acum înainte. Dar activitatea mea principală e la televiziune. Modeling așa mai fac pentru prieteni în general și am mai avut și anumite oferte pe care le-am acceptat cu drag. Ce proiecte mai ai? În afară de televiziune, pregătești și altceva? Nu, deocamdată nu. Proiectul meu principal și misiunea mea în viața asta sunt copiii și apoi televiziunea și apoi dacă mai primesc și alte oferte, le fac cu drag în limita timpului disponibil. Ce ai schimba în viața ta?
Absolut până, nimic. Până acum. Absolut nimic. Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc, pentru tot ceea ce am trăit, pentru toate lucrurile bune și mai puțin bune care mi s-au întâmplat. Nu aș schimba absolut nimic. Și singurul lucru pe care, nu știu, pe care mi-l doresc e să fim la fel de sănătoși ca și până acum și să trăim frumos și bine și să ne iubim la fel de mult. Revenind la o perioadă din trecutul tău, când știu că la un moment dat soțul tău a plecat, da. A plecat, da. Vreau să te întreb, că tu ai rămas cu doi copii, cum ai trecut peste acel moment? Știu, dacă ar fi să fie femeie în situația ta, ce sfat le-ai dat sau cum a fost? Nu știu dacă sunt cea mai bună persoană să dau sfaturi în privința asta. Fiecare simte, da, măcar și experiența, percepe, da, prin experiența ta. Eu pot să spun că am avut norocul de a trăi lângă un om absolut special, un înger de om. Am trăit alături de el niște ani pe care probabil alți oameni nu îi trăiesc nici în foarte multe căsnicii. Am învățat foarte multe lucruri de la el și m-am simțit un om iubit, de aceea probabil am și reușit să fac foarte multe lucruri fără efort. Și el a avut grijă să mă pregătească, pentru că noi am trăit, din păcate, o luptă de mai mulți ani. Și dacă pot să spun că m-a pregătit în sensul ăsta și știam că ce ne așteaptă, practic, a fost o pregătire spirituală, o pregătire pe care eu mi-am impus-o să mă fac. Și, în primul rând, pentru el și pentru copii și apoi pentru mine, pentru că, de ce nu, trebuie să recunoști că e greu să te confrunți la nici măcar 30 de ani cu... E mai mult decât o pierdere, adică simți că nu mai e viața ta, practic. Copiii cum? Întotdeauna există a doua zi, întotdeauna există o speranță, întotdeauna există, nu știu, privirea și zâmbetul copiilor pe care nimeni nu poate să ți le ia niciodată și amintirile, la fel, care nu dispar și toate lucrurile bune pe care le trăim. De aceea, oamenii care trăiesc ar trebui să, și noi toți, în general, ar trebui să ne gândim, da, că, din păcate, ni se poate întâmpla tuturor, că viața este foarte scurtă, chiar dacă sună a clișeu, că trebuie să ne bucurăm de toate lucrurile, chiar dacă ni se întâmplă și lucruri mai puțin fericite. Întotdeauna trebuie să luăm partea bună a faptelor care se întâmplă, pur și simplu, pentru că ce am învățat eu, și lucrurile alea mai puțin plăcute și nefericite au și ele o parte bună. Și clar, probabil un rost pentru da, viitor, dacă da, să o luăm așa. Da, copiii, așa. Cum au făcut față? Pentru că după l-au acceptat pe Adi. Da, ei sunt niște copii foarte, din păcate, maturi așa pentru vârsta lor. În primul rând, David, băiețelul cel mare, Sara era destul de mică și nu a realizat atât de mult dispariția tăticului ei, dar... cu dragoste și cu susținere și cu calm și cu... Le-am explicat, noi nu le-am ascuns niciodată adevărul. Din păcate au căpătat maturitatea asta, care de multe ori, să zic că îi fac așa un pic mai mari decât sunt și un pic mai critici și un pic mai duri cu deciziile pe care le iau în viața de zi cu zi. Vreau să te întreb, că am citit undeva că aveți două case. Da. O casă unde dormiți și o casă, practic, de joacă, în loc de joacă sau de activitate. Da, e adevărat. De ce ați ales această variantă? S-a nimerit sau nu, ați programat? Pur și simplu așa ne-am organizat, că noi suntem destul de mulți. Alături de mine locuiește și mama și locuiește și fratele meu, cei care mă ajută foarte mult de altfel, ne ajută foarte mult. Și cei de care nu mi-aș vedea, de fapt, altfel, evoluția și viața. Și copiii iubesc foarte mult și Adi se înțelege foarte mult cu fratele meu și cu mama. Și nu am fi avut, pur și simplu, nu am fi avut spațiu fizic să ne organizăm și să stăm fiecare cu camera lui și cu intimitatea lui. De aceea petrecem marea majoritate în casa unde e familia mea și apoi doar mergem și dormim în cealaltă casă. Spune-mi, tu prezinti știrile, ești prezentator de știri. Ai vrea în televiziune să te ocupi și de alt domeniu? Știu, de divertisment? Nu, deocamdată nu cred că mi s-ar potrivi și am
cum spuneam, am învățat să apreciez exact ce am și ceea ce primesc și ceea ce mă fac în fiecare zi și mă bucur de fiecare moment. Nu pot să spun că nu mi-ar plăcea să fac, nu știu, mi-ar plăcea să am, spre exemplu, o emisiune despre sănătate sau despre copii, dar deocamdată nu știu dacă aș avea timp să mă ocup de alte proiecte. Pentru că și așa, eu nu doar citesc de pe prompter, mai trebuie să facem și știri, să edităm și știri, să punem și voci, adică avem zile în care citim voci pentru știri sau, mă rog, că trebuie să căutăm materiale sau nu e doar că mă machiez și mă coafez și citesc știrea de pe prompter. Deci la televiziune petrec cel puțin 6 ore, 7 ore. Da, pentru că practic multă lume nu știe ce se întâmplă exact, în da. Spatele camerelor. Spune-mi cum, vreau să te întreb, care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut-o? Pentru că știm că în direct mai și gafezi, în afară că mai... Cred că am avut mai multe, cred că nici nu mi-aduc aminte exact. Am pronunțat câteva cuvinte. Eu n-am afirmat niciodată că sunt o mare cunoscătoare, cel puțin în domeniul fotbalului. Și de ce nu, marea majoritate a știrilor se bazează pe acest subiect, fotbal, și mai spre sfârșitul știrilor mai avem, nu știu, alte sporturi, gimnastică sau, nu știu, curse de Formula 1 sau așa mai departe. Nu eram familiarizată, deși colegii mei mă ajută foarte mult, nu eram familiarizată cu domeniul fotbalului și au fost nume proprii, cred că am stâlcit vreo două nume proprii. Acum nu mi-aduc aminte exact, dar o să-mi aduc aminte. Dar ai apărut la Cronica Cârcotașilor? Vreodată te-au criticat? Din câte știu eu, nu. Dar nu m-aș fi supărat, de ce nu? Orice fel de promovare e o promovare bună și nu... Și cum am afirmat, niciodată nu suntem suficient de învățați și de instruiți într-un domeniu și eu n-am nicio problemă. Adică citesc știrile înainte, dar se întâmplă... Îmi spune că nu v-ați gândit totuși la anuntă când o să fie, dar dacă ar fi... Nu am stabilit o dată exact. Noi știm cum va fi și când va fi cu aproximație, dar nu vreau să fac o mare vâlvă din... Mie nu-mi place să... Nu știu, îmi place să cred că suntem și suntem așa, suntem oameni normali și dincolo de faptul că mai apărăm la televizor sau suntem implicați în proiecte, în diverse proiecte care ne pun în fața unor, nu știu, poate unii oameni ne văd ca fiind exemple pozitive, sper eu. Bine, dar așa ar fi și normal, pentru că, în general, persoanele care apar la televizor, persoanele publice, trebuie să fie un exemplu, cel puțin. Da, Doamne ajută, așa ar fi bine. Acum avem alte exemple. Se întâmplă, știi ce cred? Cred că se întâmplă să avem și noi zile mai puțin bune. Asta nu înseamnă că trebuie să, nu știu, să-l catalogăm pe omul ăla doar în strict legat de un caz sau de o despărțire sau de un moment mai puțin fericit în viața. Dar să-l implici și pe Denis în organizarea anunții? Sigur, chiar ne-am consultat în privința florilor, spre exemplu. El s-a oferit să-mi găsească o firmă care să ne aducă florile. Faza e cum am ocupat și am făcut și cadou, asta nu știi, află acum. Da? Ce frumos! Nu, noi ți-am spus... Deci nu o să fie anul acesta. Nu o să fie anul acesta, probabil că noi oricum... Mai ales anul acesta a fost deja o nuntă anului. Dar nu va fi nunta anului, va fi doar nunta noastră. Nu vreau să fie un eveniment mare, asta știm singur, o să fie un eveniment restrâns, de familie și prieteni și nu... Nici nu știu, sincer, dacă o să avem presă sau... Va fi mai mult o petrecere. Oricum n-o să aveți cum să evitați presa, pentru că amândoi sunteți cunoscuți. Da. Dar, uite, unele vedete au ales, deși sunt persoane publice, au ales să închidă ușile, să nu lase presa și atunci mai rău s-a întâmplat ca presa să fie. Da, nu știu, depinde foarte mult de fiecare. Sincer,
nu aș vrea să se asiste chiar la toate momentele intime. Spre exemplu, noi am avut botezul micuțului Noah, băiețelului, am dat interviurile la începutul ceremoniei, s-au închis ușile la biserică. Sunt anumite momente pe care cred că trebuie să le trăim și să le apreciem la adevărata lor valoare. Bine, și dacă lumea intervine, adică să nu mă interpreteze cineva greșit, că toată lumea își face meseria. Dar îți dai seama, în loc să întrăiesc clipele alea de 20 de minute în care el mă ține de mână și ne îmbrățișăm și ne pupăm și văd copiii și lângă mine și văd părinții și așa mai departe, nu știu dacă aș fi eu Anca aia adevărată și normală care sunt în fiecare zi, sau aș fi, poate mai aș controla ținuta sau m-aș gândi, vai, acum cum arăt, sau nu știu, asta e părerea mea personală, nu știu cum au trăit alții, dar nu cred că mi-ar plăcea anumite momente din viața mea să le împart și cu care ceilalți. Sunt ale tale, să faci din ele un spectacol, da, practic. Nu condamn pe nimeni, fiecare ne organizăm și ne trăim viața cum simțim și poate unii sunt mai puternici și înțeleg altfel să abordeze momentele astea importante. Importante, da. Spune-mi, ce crezi că diferențiază un prezentator de știri de restul persoanelor publice? Pentru că am remarcat că prezentatoarele de știri în general sunt discrete cu viața lor personală. Tu știi, cumva nu simți nevoia să îți expui, de exemplu, mi-am cumpărat o pereche de pantofi, vine Denis, trimite un comunicat de presă. Nu, dar nu... Sincer vorbind, nici nu văd care ar fi câștigul acestui lucru. Nu. Plus că nu vreau să fiu un exemplu, un etalon pentru nimeni. Nu-mi doresc. Deși ai putea. Da, adică, mulțumesc. Știi, eu mă gândesc că dacă ar fi mai multe persoane ca tine, persoane publice, da, și ar da dovadă de discreție și de bun simț, poate celelalte care vin și știm foarte bine ce fac pe la televizor și dacă nu fac în viața reală, spun că fac și inventează lucruri, știu, poate s-ar mai face o selecție, da, în privința nimeni asta. Nimeni nu e de condamnat, cum spuneam. Fiecare își trăiește viața cum poate uneori. Nu cred că suntem noi în măsură să analizăm sau să criticăm deciziile altor persoane. Sunt și mai cred ceva, că sunt oameni care sunt născuți pentru așa ceva și care pot duce la extrem anumite acte, să le zic, de eroism. Eu una n-aș putea să mă văd în pielea, nu știu, unui personaj care ar trăi niște experiențe, niște despărțiri groaznice, niște împăcări dulci. Nici nu cred că aș rezista, pentru că nu aș vedea scopul final, nu aș vedea țelul principal, nu m-aș regăsi. Dar showbiz-ul e un domeniu, aș putea să zic așa, și cu bune și cu rele, și destul de alunecos. Și trebuie să înveți să-ți menții linia cât se poate de așa, corectă, dacă putem să spunem. Ești însărcinată în 7 luni, mai faci sport? Da, merg de 2 ori pe săptămână. Nu sunt o sportivă în viață, cea mai mare. Mă ajută în primul rând metabolismul și regimul de viață pe care l-am adoptat. Câte kilograme ai luat? Acum sau cât am luat? Câte kilograme ai luat în timpul sarcinii? Vreo 3 kilograme și un pic, aproape 4. Nu știu, că nu m-am mai cântărit de mult. Nu mă cântăresc foarte des. Mă cântăresc, cred că, odată la 3 săptămâni, o lună. Și mă cântăresc atunci când merg la consult, la doctor. Da, cred că multe femei ar fi curioase să știe ce faci tu după ce naști, ca să revii la forma finală, pentru că Denis arată impecabil. Da, adică... eu am spus și aproape, să zicem. Da, da. Nu e schimbată deloc. Da, cred că genetic sunt construită așa, în primul rând. Apoi am adoptat un regim de viață sănătos, asta după pierderea lui Filip. Ne-am reorganizat așa puțin, nu mai mâncăm. Încercăm pe cât posibil, pentru că, din păcate, România și Bucureștiul nu ne oferă foarte multe posibilități de a trăi într-un mediu sănătos și de a mânca lucruri sănătoase. Cum ar trebui, da, să fie. Și la injecții, operații? Nu, deocamdată nu. Dacă o să fie cazul, probabil că o să apelez, dar nu văd. Nimeni nu e perfect, fiecare le avem, important e să ne acceptăm și să ne iubim în primul rând noi, și dacă ne iubim așa cum suntem și ne vedem și lucrurile bune, totdeauna există o parte mai bună care o acoperă pe aia rea. Eu așa văd.
Da, aia, mi-a mai apărut un firar. Și ce dacă asta înseamnă că sunt mai înțelept sau am trăit mai sau mult? Sau că o să mă vopsesc la un moment dat. Da, de ce nu? Există soluții. Cât timp petreci cu copiii? Prima parte a zilei întotdeauna. Programul nostru începe de vreme la 7 când ei pleacă la școală. Zilnic. Zilnic, da, exceptând vacanțele. Îi pregătim pe cei mari împreună cu mama, pe Sara, mai mult ea și pe David, eu le facem ghiozdanele, mă rog, își fac ghiozdanele de seara, micul dejun care cum vor, că unii vor, mă rog, David nu prea vrea să mănânce care micul dejun la școală, aia mică, e mai organizată, mănâncă acasă, îi trimitem cu cineva la școală, îi ducem cineva la școală, apoi rămânem, eu rămân cu cel mic, cu Noa, care se trezește, el e cel mai matinal de altfel din casă. Avem tot felul de activități astea, mă rog, de familie. Mâncăm, luăm micul dejun. Vacanță v-ați programat acum? Ați fost? Da, am fost asta vară în mai multe locuri. Am mers cu copiii la Viena, am fost la mare cu ei o săptămână aici la noi pe litoral, am fost în Dubai. Urmează, da. O să mai mergem, probabil nu o să apucăm să facem vacanța de schi cum o facem noi în fiecare an, dar... chiar weekendul ăsta mi-a făcut Adi o surpriză și vrea să mergem... la Viena sau la München, nu știu exact, am luat, el decide. Denis, vreau să te întreb, revenim puțin la partea de PR. Spune-mi, ai fost atacat de colegii tăi de breaslă? Din câte știu eu, nu. Dacă au făcut-o pe la spate, asta nu neapărat atacat. Nu ți-au sabotat evenimentele cumva? Nu, nu cred că face nimeni. Și ce se întâmplă? Am ajuns la concluzia că fiecare are loc, are locul lui. Și eu m-am băgat, eu împreună cu partenera mea, cu Monica Munteanu, ne-am băgat pe o nișă în care... E o nișă destul de puternică. Da, e o nișă destul de puternică, dar și ce se întâmplă? Mă repet, e loc pentru toată lumea. Adică sunt suficiente vedete din punctul meu de vedere, sunt suficiente branduri, doar dacă intri într-un mall și îți dai seama câte magazine sunt cu care poți să colaborezi. Într-adevăr, sunt și proiecte dar mult mai mari. Dar aceștia nu toți vor PR. Da, nu toți vor PR, dar și ce se întâmplă în momentul de față au ajuns la concluzia că nu poți nici singur. Pentru că nu mai sunt, odată ce omul are dreptul de a alege și are posibilitatea să aleagă din atât de multe branduri, trebuie să faci ceva în așa fel încât să ieși un pic mai mult în față sau în evidență totodată. Și automat apelează la cineva care consideră ei că este benefic pentru ei. Eu, de exemplu, până acum un an eram într-o zonă mult mai nișată. Acum, din punctul meu de vedere, sunt undeva pe zona de mass market, ceea ce e foarte... Adică mi-a luat destul de greu timp, mi-a luat mult timp, ca să zic așa, nu neapărat să mă acomodez eu cu mine că pot să fac lucrul ăsta. Pentru că, de exemplu, cum mă întrebai și mai devreme, colaborarea mea cu Anca, dacă mă întreba cineva acum un an, ești capabil să o faci, nu eram capabil. Mă gândesc și eu sunt un norocos, ca să zic așa, al sorții, cel puțin din punct de vedere al jobului și lucrurile sunt rânduite într-un anumit fel. Adică nu mi-a venit nimic la întâmplare și nu mi-a venit ceva... Adică eu dacă acum îmi spui... Du-te și ocupă-te de un brand, nu știu, Danone, la un exemplu, da, îmi vine acum în cap. Nu aș avea capacitatea necesară și nici cunoștințele să fac acest lucru. Aș fi capabil să învăț, dar nu m-a simți un... Tu te ocupi doar de partea de PR sau intri și pe partea de organizări? Nu, organizez totul, adică de la machetele pe care invitațiile online sau pe print, spider, goodie bag-uri, presă, vedete... Deci tot evenimentul, practic, la copii. Da. Cam care sunt prețurile? Sau poți să spui așa? Și ce se întâmplă? Contează foarte mult și de colaborarea pe care o ai. Că, de exemplu, dacă vine un anumit brand sau o firmă să-i faci un eveniment, te zic, este un preț. Dacă tu ai, de exemplu, colaborarea la lung sau de comun acord 3-4 luni, de exemplu, cum în acest moment am o colaborare de 3 luni de zile, ca să vedem cum merg lucrurile cu City Dent, cu clinica stomatologică City Dent, automat că ai alte tarife. Și, de exemplu, în cadrul tarifelor respective, poți să le faci un eveniment sau depinde ce caz de comun acord în momentul în care semnezi contractul. Spune-ți, a fost, știu, ușor sau să te impui pe piață? Mă repet, sunt norocos. Adică eu în 3 ani de zile am evoluat foarte mult. Adică și ce se întâmplă? Nu cred eu foarte mult că tot spun ceilalți. Eu încerc să-mi dau seama și ce se întâmplă. Stilul meu de viață e în felul următor. Eu mă trezesc la 8 dimineața, încep să lucrez și mă culc la 2 dimineața. Adică viața mea personală e amestecată, nu prea mai există. Mai ai timp de viață personală? Nu mai am timp, am timp doar de mine, ca să zic așa. Sunt genul care mă ocup de mine destul de mult și am zis măcar atât, dacă sacrifici ceva, pentru că până la urmă nu poți să le ai chiar pe toate.
sau nu toți putem să le avem pe toate, adică din punctul meu de vedere, și chiar o spun acum, Anca e o norocoasă și nu sunt mulți ca Anca și ești conștientă de asta. Adică să ai și o carieră frumoasă, să ai și niște copii frumoși, să ai și o familie frumoasă, să arăți și tu într-un fel. Și am ajuns la concluzia și m-am împăcat cu mine însumi că nu putem să le avem pe toate, nu toți. Da, uite, de exemplu, luăm o vedetă pe Anca, de, să spunem, și vrei să dai un comunicat de presă sau să dai o știre despre ea. Dai o știre reală sau te gândești cam ce să faci ca nu, să se și vândă, da, și nu, să se și nu a fost publice. Cazul, pentru că Anca, de exemplu, cum ai întrebat-o tu mai devreme, ce e important, da, pentru bine, ea. Bine, oricum, Anca este cunoscută, dar zicem că e o vedetă de la nu, n-a fost cazul pe cineva care vrea să se... Da, nu a fost cazul în momentul de față ca să pot să fac lucrurile de genul ăsta, pentru că, mă repet, în afară de Anca, mai colaborez împreună cu Monica, cu Alinca Crișan. Alina a fost Asia. Așa. Și ce alte vedete mai ai în portofoliu? Nu, cu ele două colaborez. Am mai colaborat foarte puțin cu Diana Angel și mai colaborez din când în când cu Vladimir Drăghia. Nu sunt specializat pe vedete. Cum a spus și Anca, între noi este o prietenie, adică noi vorbim și la 11 seara la telefon. Dacă ai o relație strict profesională cu cineva, cum se întâmplă, de exemplu, cu cei de la Laș, Radio Internațional Laș. Nu stau să mă aud la 10 și la 11 noaptea. Nu, pentru că acolo e vorba de un brand și e cu totul altceva față de... Da, dar și acolo, de exemplu, și brandul acela are tot o persoană. Contează foarte mult de afinitatea pe care o ai. Bine, eu oricum lucrez cu cineva care nu-mi place. Crede-mă că am așa, sunt aici... Adică ai refuzat. Da, am refuzat pentru că nu am fost niciodată... Nu sunt nici foarte bogat, dar nu sunt nici foarte sărac și nu am avut... Nu-mi place pentru bani să fac anumite compromisuri. Și slavă Domnului că m-a ajutat Dumnezeu și n-am făcut lucruri de genul acesta până în momentul de față și sper să nu se întâmple, în sensul că am făcut întotdeauna ce mi-a plăcut, chiar mi-am pus un status luni ieri, când a fost alaltăieri, când a fost ieri, nu? Alaltăieri, când a fost urât afară, zic, mulțumesc, nu am zis ceva de genul, astăzi nu vreau să ies din casă, mulțumesc Domnului că îmi permit. Adică e foarte frumos, din punctul meu de vedere, să ai posibilitatea să alegi ceea ce faci. Și ca job, și ca stil de viață. Dar și... ce altceva? De exemplu, dacă n-ai fi făcut asta, ce ai fi făcut? Sau ce ai fi vrut să faci? Cred că rămâneam în turism. Am o posibilitate să plec în Dubai. Dar sunt foarte legat de mama mea și nu... Adică, mă repet iarăși, banii n-au primat. Pentru că în momentul în care iei o decizie să te muți din țară, automat iei anumite considerente în calcul. Și pentru mine familia e importantă. Și am preferat să rămân aici și slavă Domnului, pentru că la un moment dat m-am mutat în Italia, am plecat, cum zic eu, am plecat bău, m-am întors vacă. Nu mi-a ieșit pasența, nu m-am regăsit, m-am întors în România. Dar pe turism sau pe... Nu, atunci m-am dus acolo pur și simplu la niște prieteni și am zis dacă îmi caut ceva să găsesc. Eu vorbesc limba italiană, sunt interpret de limba italiană. Am brevetul internațional în turism, adică m-am gândit că e destul de ușor. Dar mi-am dat seama că stilul de viață pe care l-am aici, eu eram din Ploiești și în Ploiești organizam evenimente. Deci eu nu organizez evenimente de 3 ani în București. Eu organizam evenimente în mall-ul din Ploiești, de acum 5 ani de zile și tot în zona modei. Deci am un background, nu am venit acum chiar în București și zic, hai, m-am apucat eu, m-am dat rotund și să fac niște evenimente. Iar cum te formezi în provincie și cum te formezi într-un mall, nu se compară cu nimic. E ca și cum pleci de la reporter de stradă și ajungi la TV, automat că e mult mai ușor în parte în momentul în care ești. Dar presa nu te-a tentat să intri? Nu, pentru că nu mă pricep. Nu m-a atras niciodată, nu sunt atât de bun la scris, nu găsesc cuvintele atât de bine. Adică mă gândesc că fiecare să facă exact ceea ce îi place și ceea ce simte. Și nu, de-aia am și ales și am terminat ASE. Eu n-am terminat nimic, n-am terminat ceva în domeniul literar. Am avut eu o afinitate, ca să zic așa, dar nu într-atât de mult încât să mă îndrept și ca job. Și mă repet, când am venit în București și am început, lucram în vânzări. Deci am renunțat în Ploiești, unde mă ocupam de un motel, mă ocupam de două magazine, organizam evenimente și am venit și am început să vând vopsea de păr. Și lucram avut pentru soțul Cameliei Negre. Și nu, pentru ai că fost convingător? Ai convins firmele? Eu lucrez în vânzări de 9 ani, asta m-a ajutat și în PR, pentru că la baza PR-ului stă marketingul, din punctul meu de vedere. Dacă știi să vinzi, automat, de asta spuneam că un comunicat de presă te angajezi pe cineva care să ți-l scrie, da? Dar în momentul în care trebuie să vinzi ceva cuiva și în momentul de față se bazează foarte mult pe vânzarea emoțională, din punctul meu de vedere, nu mai poți să vinzi orice, oricum, nimic împachetat, ca să mă exprim așa. Automat că a trebuit să vin cu cunoștințele pe care le aveam din studiile anterioare sau din ce am lucrat eu în domeniul pe care l-am avut înainte să activez în București. După ce am lucrat în vânzări, am început și, mă repet, m-am ocupat de saloanele Egoist timp de un an. Și în paralel am început să intru puțin în zona modei.
și mi-a plăcut în momentul respectiv. Acum lucrez la modul că doar organizez evenimentele în cluburile respective pentru... Dar zona fashion, știu, ca designer, nu te-a tentat? Nu. Acum putem să facem. Am linia mea de tricouri cu Monica. Tu cumva ești în spatele camerelor. Nu te tentează să fii în față? Nu, și ce se întâmplă la un moment dat, să revin să închei subiectul cu PR-ul și cu diferența între ce fac eu și ce făceau ceilalți. Eu, neavând cunoștințele presei și neavând cunoștințele TV-ului, automat a trebuit să mă transform eu un pic în păpușă. E pragul foarte mic între păpușă și păpușar. În mod normal, un PR ar trebui să fie păpușarul. Iar eu m-am transformat foarte mult în păpușă. E o pârghie foarte mică să pici ori în ridicol, ori să te ia celălalt să nu te mai ia în seamă. Dar mi-am asumat rolul acesta pentru că am follow-up și oamenii au venit după mine. A fost m-am jucat un pic, m-am jucat voit. Și ai riscat cumva. Am riscat, da, e un pentru risc. Că era un risc destul de mare. Da, e un risc destul de mare. O să intervin eu și să spun că, Denis, deși noi nu ne cunoaștem de foarte mult timp, ce apreciez la el e că e un om destul de serios și dacă îți promite ceva și chiar dacă aruncă așa o vorbă și tu o interpretezi cumva, întotdeauna lucrurile se va întâmpla. Adică dacă îmi spune, vezi că va fi eveniment pe 30 și ești ambasador sau așa, sigur se va întâmpla. Deci nu promite marea cu sarea sau nu-ți spune ceva ce nu va fi. Și contează foarte mult pentru că îți câștigă încrederea și știi că nu, chiar dacă nu ești legat și nu ne auzim în fiecare zi, am spus, eu am și de la Prima TV pe PR-ul, da, PR-ul televiziunii respective. Care și, mă rog, Adelina m-a ajutat foarte mult și mă ajută. Dar chiar dacă nu ne auzim o perioadă de timp, a fost și el plecat în vacanță și eu în vacanță, când ne auzim cu același drag și cu proiectele pe care se bazează și care mie îmi conferă, cum să zic, încredere și știu că se vor întâmpla. Că așa sunt multe persoane care poate activează în domeniul ăsta și care nu... Nu ți oferă credibilitate, practic. Da, nu ți oferă credibilitate și... Câteodată în viața asta foarte ocupată pe care o avem, știi cum e, trebuie să te bazezi și tu pe ceva și să știi exact cum să te organizezi. Și asta este una dintre cele mai mari, cred că, calități ale lui Denis, că nu vorbește doar așa, fără să știe și să fie sigur pe ceva. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit până la această oră. Vă aștept pe pagina de Facebook libertatea.tv.ro și ne revedem joia viitoare de la ora 11. Și nu uita pe 8 la Jaida în Băneasa. Desigur.